Salutare toată lumea și suntem exact în același loc unde... Au, am mișcat și microfonul. Unde am rămas data trecută. Și da, o să tăiem pomul ăsta pentru că mi-a zis că nu e mișto și să pun ceva să crească natural sau să fac ceva lumină aici. Ok, o să iau în calcul toate astea. Dar până atunci, haideți să mergem frumos pe aleuță. Vreau să mergem să căutăm un NPC Village. Sper că îl găsim în deșert, nici nu știu dacă avem... parcă am găsit un deșert când am plecat în căutarea. Da, acolo mergem. Vreau să găsim un NPC Village în deșert pentru că au și o piramidă și dacă au o piramidă e badass pentru că găsim diamante. Da, fuck yeah. Și se face noapte, cred că aștept să se facă noapte și să dorm puțin, să se facă zi pentru că altfel o să fie nasol. Piggy, astăzi seara vreau să te culci în coteț. Bă, ăsta nu mai pe grav, cineva mi-a zis să-i tai lianele. Nu, nu o să-i tai lianele pentru că e mai badass cu liane, are și el umbră ziua, chestii, știți voi. Bun, ca să mă pregătesc pentru mod, ce fac cu ăsta, că nu le iau la mine, sincer nu trebuie. Ăsta nu, bulgar de zăpadă, nu, două sapling-uri, nu, sidur, nu, nici ăștia, băi, aproape nimic, deci nu trebuie, sincer. Ia. Nu aici. Aici, așa. Săgeata, ce ne frim, poate trebuie, dar nu cred. Trebuie să lăsăm târnăcopul clar, e frică să dea cu mine. Sabia asta să o iau cu mine, să nu iau, nici nu știu, o iau, dau încolo de sabie, doar sabie. Trebuie folosită, nu? Deci lemn avem, fier, trebuie niște fier la noi. Cine știe cum o să avem nevoie. Bun, torțe avem. One s-a conectat pe Skype. Cred că sigur să mă sune. Da. A, da, ce vreau să vă zic, în legătură cu concursul, nu știu ce se întâmplă, cred că iau o pauză, nu știu pentru cât timp, pentru că până acum scria numărătoare inversă, adică când mai este până la următorul concurs, acum nu mai scrie. Cu prima ocazie când începe, chiar dacă mă repet, nu-i problemă. O să vă transmit și vouă. Bun, haideți să mergem la explorat. Băi, stai, deci nu, eu trebuie să memorez coordonatele casei. Hai să vedem. Y200 și ceva, Y69, Z253, X200, Z253, bun. Timerul trebuie pornit pentru că am uitat, nici nu știu cât am filmat. Nu, că am intrat în calendar, what? Cronometru. Start. Bun. Cam greu să și mergi să vedeai și cronometru. Bă, mâncarea am și mâncare, perfect. Bă, o bărcuță trebuia să-mi fac eu, băi, frate. Deci nu, clar nu fac o bărcuță aici. Aici am un crafting table și o bărcuță pentru că o să ne plimbăm pe aici, o să ne vină rău, dacă nu. Ok, ce? N-aveam crafting table făcut, ok. Cum se făcea bărcuța? Hai că știu. Stați că știu. Eu nu mă stresați că știu. Ia uite. Ce zici de bărcuța mea? Foarte tare, frate. Ăsta? Oh, știu ce n-am. Trebuie să-mi fac neapărat pentru că nu plec fără unelte la mine, frate. Sunt un adevărat Minecraftier. Știți voi ce înseamnă, nu? Da. Păi da, așa. Haide! Bărcuța! Dă din picioare, bă! Uite! Ce mișto stă! Hai, mergi! Haide, dă din picioare și din mâini. LOL, ai și o sabie? Nu mă bate că nu stă al tău. Și târnăcop și lopată și topor. Katana. Ce înfrind, poate dai foc la barcă, ia vezi. Ia vezi, bă, dacă o troiau. Pe aici undeva trebuie să fie deșertul ea. Voi lasa seama cât înmătam eu pe aici dacă nu aveam bărcuța. Știu, am fost foarte ingenios că am făcut-o, nu-i așa? Unde e, mă, deșertul? Cred că trebuie să fie pe aici undeva. Țin minte asta, încolo este deșertul. Sper. Da, încolo e, frate. Ce nasol că nu pot să mă uit în altă direcție în timp ce merg cu bărcuța. Hai, mă, unde e ăla? Niște inks? Nu știu. Oc. Cum se numesc așa de jos? Oac. Parcă da. Nu se numesc. Băi, nu mai știu, sincer. Deci nu mă mai interesează. Mă, unde e, mă, deșertul ăla? Pe aici era. Uite-l, tati. Ăsta e? Nu, ăsta nu e deșertul. Hei, unde e deșertul? Frate, vreau deșert. A, uite-l, mă. Acolo e. De fapt, dunga asta frumoasă ca un deșert. Nu puteam numi un deșert. Mă ciocnesc cu barca să se spargă, da. N-am chef de altceva. Cât mi-a dat? Mi-a dat înapoi să-mi fac o barcă. De fapt, nu mi-a dat înapoi să-mi fac o barcă. Cu ce mai aveam, mi-am fac o barcă. Ia, pe unde m-am urcat? Pe aici m-am urcat. Da. Hop. Ia. Let's see. Apa avem la noi. Avem ciocolată cu apă în casă, ni se face sete. Uitați să vedeți ceva mișto. Deci iubesc să fac chestia asta în deșert. Oh, da. Ai, doar unul căzut. Hai, frate. Bun. Din câte văd, deșertul ăsta este foarte mic.
Dar mai știți ce putem găsi în el? Nimeni nu știe. De pe ce village, asta vreau eu. Coordonatele nu le mai știu, dacă asta nu e problema. Le găsesc eu. Ce? Uite ce e acolo. O, da. O peșteră. Ok. Hihihihi. Oh my god, ce biom buguit. LOL. What? Deci fiți atenți, aici apa nu curge. E dreaptă. N-am venit pregătit pentru... Unde sunt? Ce strat? Y31, mai jos mergem. Să știu că pe acolo am venit. Cărbune, am și cărbune. Oh, lava acolo, perfect. Ce poate găsim ceva pe aici? Diamante, ceva? Am plecat după... NPC Village, am găsit peșteră. Bun, frate. Bai, un buguit. Nu, n-au problem. Bun. Luăm cărbune ăștia. Aici, la întuneric, facem niște torțe să nu ne, ne vadă mobii. Bun, avem 42. Și să întinde peșteră. Mi-e frică. I'm scared now. Gold? Da. N-am, nu stai că... Deci eu n-am nici târnăcop aici, stați așa. Nu am venit pregătit, bine că mi-a luat aerul ăla la mine. Nu am aici de ăștia. Mă! Se aude un schelet murind. Un schelet e murind, de fapt. Unde te auzi, mă? Ești șmecher. Faci de ăștia cu mine. Trebuie să iau goldul ăsta, că după aia luit. Că așa fac eu de obicei, iau totuși nimic. Bun. Apa asta trebuie... Ba, nu trebuie oprit. Lasă-l. Ba, nu, la oprește-o. Așa. Mai bine să facem aleiuță. Așa. Lavă. Frumos. Preferata mea, lavă. Redstone care dă XP. Doar pentru asta le iau. Și ia, da, trebuie să fac ordine prin chesturi, dar nu cred că o să fac un video pentru că știți voi, da. Durează mult și nu e frumos. O, Enderman în peșteră? Ce caz mai aici? Stai că mă uit la tine imediat. Stai așa. Stai așa, tati. Stai așa, nu te mișca. Să explorezi și o peșterică asta pe aici. A, da. Stai să-ți arăt ceva frumos. Vrei să-ți arăt? Aici e lavă, vină la mine. Hai, te-ai enervat? Hai, mă. Hai, mă. Hai, mă. Vai de capul tău, bă! Unde ești, mă? Hai, mă, vină, că te aștept. Sunt la colț, nu mă pot ataca decât din două părți, fraie. Unde ești, mă? E, poate fi când am chef de tine. Stai așa. Te arătu ție, că vezi cum mă dobor în lavă, ia vezi. Iron pe tavan, dă-mi iron-ul. Place iron-ul. Frumos iron. Bun, ia. Ești ceva? Gold? Ok, da, cineva mă sună ca de obicei. What? Opriți, opriți, opriți. Cineva mă atacă, mi-e frică. Uite-l, mă! Where? Știu câte viață. Aia mi-a dat și Ender Pearl, perfect. Milogu. Am zis că dacă mă duceam la lavă, știți ce se întâmpla acum cu mine? Boing. Ok. Asta se întâmpla cu mine. Boing în lavă. Hai, frate, dar, mă, nu înțeleg, de ce în biomul meu tâmpit, în lumea mea, in this world, nu am diamante care se văd, deci trebuie să sap după ele, hai mă, mergi, apăsam pe ele. I don't give, really give a nimic. Deci nu înțeleg, pur și simplu. Why? De ce? Nu găsesc diamante și eu... La suprafață, frate, să le găsească tot orbetul. De ce? Mie îmi plac diamantele alea. Ele sunt cele mai drăguțe. Uite și pe asta. Tot ce vrei, mă? Na, smite, bam! Nu muriși, mă, din prima, dă-i drumul de aici. Băi, mamă, ce mă enervează peșterele așa. Mișcă, mă, mișcă, urcă-te pe aici. În peșterele în care nu găsești nimic. Stai și te plimbi și cauți diamond și... Tocmai diamondul nu e. Ce cauți, nu găsești. Și ce că proverbul ăla cine caută, găsești. De unde? Cine caută, tocmai ăla nu găsește.
Uite o torță pe acolo, pe acolo vreau veni eu. Pe aici ce mai e? Ia. Ok, altă lavă, ofa. Ești urât și prost. What? LOL? Voi ați văzut asta? Wow. A fost mișto. A tras cu săgeata prin lavă. A luat foc. După care a venit de mine. Tare. Bine, nu prea tare pentru mine, dar pe aici veni eu, da. Of. Nu-mi place peștera asta, pe bune. E prea... Sunt prea multe direcții. Și nu știu pe care sincer să o urmăresc. Plus că mi-e frică. Ia uite pe asta. Na, fraiere. Tu trăgeai mine pe aici. Tu trăgeai. Șmechere. Ce-mi place sabia asta cu smite, că e omoară din prima. Mai ales pe scheleți. Ok, aici mai e și ceva mai jos. Dar cred că am fost și pe aici. Da, am fost și pe aici. Oh, da. Și știi ceva? Nu mai știu drumul spre casă. Bine, soluția. Sapi în sus și te uiți la coordonate. Cea mai rapidă. Cel mai rapid drum spre casă. Ok. Nu înțeleg, frate. Deci chiar nu înțeleg de ce diamantele nu vor să dea peste mine. Cum am dat în primele episoade? Primele diamante pe care le-am găsit au fost foarte drăguț puse. Mă, de ce m-aș a pus în frame-uri? Știu că avem mai multe. Oh, da. L-am lăudat. Ușor, tati, ușor. Nu e nimeni aici care să ne bată. Mă, de ce folosesc de asta? Poate o să mai întrebească doar tu. Dar și cablul o să nu mai întrebească. Toate o să mai întrebească. Ok. Da, aici e gol. Bine. Și acum pe unde am venit? E o întrebare bună. Op, 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 frame-uri. Ce se întâmplă, frate? Doar ce te-am lăudat, pe bune? Credeam că suntem prieteni, PC. Pe aici până am venit. Pe aici undeva în sus. Nu? Nu, am pierdut, m-am pierdut. Măcar dacă tot m-am pierdut, să mergem să mai căutăm ceva. Să vedem mob. Uite-l. Ah, fuck. Viorel? Nu, tu nu ești Viorel. Viorel e în altă peșteră. În cea pe aici? Nu. Ca de obicei, redstone decât o să-l iau și pe la... Bubuie, mă! Așa, hai să văd dacă ești mecher. Mai deschisă și mie calea pe aici. Bine! Of, peșteri în care nu-i nimic, nu le suport, nu le suport cele mai urâte lucruri din viața unui miner, unui om care joacă Minecraft, peșterile. Care sunt goale, fără frumos, stai că cărbunii trebuie să iau. Pentru furnale, ați văzut că poate o să mai construiesc alei. Nu. La ori să mai întrebească mie stonul la ceva, vreau să fac o fortăreață mișto. Dar nu știu dacă o să fac, adică o să-mi ia foarte mult timp și parcă o să vă aud că, oh, Andy, tu construiești fortărețe, altă treabă n-ai. Nu, nu construiesc. De când multe fortărețe, uite gold. Multe fortărețe, multe, multe. Ok, cât am luat? Am luat destul de pe aici. Ah, mai trebuie să faci torțe. Torțe. Ah, am făcut prea multe, las, merge. Deci acum mai trebuie să mai un cărbun. Mamă, dacă cărbune aici... Of, deci diamond, peșteră fără diamond, urât, chiar urât, urât din partea ta peșteră, pe bune. Mă așteptam să fii și tu mai primitoare, dar era un crater cu bug. Bine, cred că de asta nu sunt diamante, nu, nu cred că de asta, dar mă rog. Crafting table-ul meu era acolo. Nu! Mamă, cât cărbune aici. Aproape că mă plictisesc să-l iau, dar las că fac level. Aoleu, acum nu trebuie să mor, că am level 30. Dar ce ziceați că nu e bine să pui enchant pe cărți, nu? Da, deci trebuie să mai fac ceva, o armură, abărnăm. Pun enchant pe ea. Poate îmi dă și mie un enchant mai bun, nu știu. Vedem. Bun. Avem la cărbune. Să ne săturăm, să ne ajungă o vară întreagă. Ne încălzim toată iarna în casa de pinguin cu acest cărbune care îl luăm de aici. Ne-am băgat la test. Cât cărbune l-ai, mă? Trebuie să mă uit după ce îl termin pe tot. Mamă, dar frate, în toate direcțiile, doamne. Deci a fost aici, cred că 200 de cărbune. Să vedem. Imediat vedem. Imediat, după ce luăm pe tot. Mi s-a umplut cumva inventarul sau nu mi se pare? Mi se pare. Oh, doamne, cât e, frate, pe bune, lol. M-am stăturat să iau cărbune, nu mai iau, decât pe ăsta nu mai iau și gata. Că nu pot să las ne lua, dacă tot am început, nu? Da, știu. Nu, n-a fost un stack și ceva, ba, da, a fost un stack și ceva, n-a fost chiar două. Eh, destul. Ce? Ce aici? Nu, nimic.
Luăm ăsta care ne dă level, mai mult level. Ok, aici nu e nimic interesant. Băi, acum să găsim drumul înapoi, frate, sincer. Sau să ne mai plimbăm puțin pe aici. Poate din greșeală că... Bă, Beliac, probabil mă sperii. Pe bune acum. Wow. Acolo trebuie să... Uite, perfect. Yes! I'm a good man. Yes! Follow your instinct when you're done. And you don't know what to do. Follow your instinct. Yeah! Ați văzut cum am găsit totul drum până la capăt. Oh, da, man. X-ray, hai că băgăm X-ray acum să ne uităm după diamante. Nu pot să opresc filmarea pe aici că ziceți că e X-ray, dar sper să nu se audă video mai înainte, pentru că de obicei se întâmplă asta când filmez mult fără să opresc, nu știu, un bug la frapă sau la calculatorul meu. Da. Oh, nu e frumos ce e pe aici. Ia, bă, bug, hack trainer. Redstone, decât un stack, bine și atât. Of, tot nu găsesc ce vreau eu. Las că luăm așa pe aici ca să mă luăm și cărbunia de jos. Deși am zis că nu mai luăm cărbun, dar mai ne trebuie cărbunii. Așa, dacă tot o luăm pe aici, să terminăm până la capăt. Facem drum prin perete mai sigur, nu? Așa e, știu. Băi, frate, dar suntem la stratul 12, pe aici trebuie să fie full de diamond. Din câte văd eu, nimic, zero, nada, ales bules, praful s-a ales. Ia să din ce luăm noi până acum? Jumate de stack de iron, cam așa. Și aici, nu uite, nu s-a terminat. Și aici s-a terminat. Ia, cine știe cum am cel mai mare bulan din lume și găsesc ceva pe aici. Mi s-a mai întâmplat mie bulan de ăsta. Și bine, de fapt, eu n-am văzut că s-a întâmplat, mi-ați zis voi în comentarii. Nu mai știu, la primul episod în care am zis-o diamonds, în care am găsit diamonds, nici nu mai știu, sincer. Of, God, de ce nu găsesc nimic în peștera asta? Asta chiar nu pot ști și nu pot înțelege. Dar nu știu, cred că rămân în ea data asta. Și vedem ce facem data viitoare, pentru că ne apropiem de sfârșit. De fapt, cred că deja este sfârșitul. Da. Sfârșitul episodului, nu vă gândiți la altceva, nu. Eu încă trăiesc și o să trăiesc, sper. Normal. Haide, mă, urcă, așa. Ok, acum... aici, nu cred că ar trebui să-mi iau crafting table-ul ăsta deja. Mergem în sus și oprim... ne oprim pe aici, pe undeva, pe lângă apa asta. Să fim siguri că nu știu. Oricum, pe aici am venit, asta e clar. Uite pe aici. Oh, și e noapte afară. Oricum, pe aici am venit. Deci ne stabilim pe aici undeva. Pentru că avem de o peșteră de explorat, oameni buni. Știu. Aveți dreptate. Aici ne vom stabili azi. Deși am level 28 și probabil o să mor în peștera asta și nu o să fac nimic interesant. Dar... vom face asta împreună, da? Nici o problemă. Aici o să fie ceva de genul. Atât. Pe aici o să punem așa. Asta nu poate lua la mine. Cărbuni, ăștia-i păstrăm. Păi cam atât. Ăsta. Nu știu ce le-am luat cu mine, sincer. Bun. Ok. Haideți. N-aveți grijă de voi. Punem două torțe aici. Nu, una aici și una aici. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!